Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând, vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime, să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, să fie condamnat la moarte. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său, prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi spune, nebunule, va fi condamnat la focul ghienei. Așadar, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi, venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun, nu vei ieși de acolo până nu vei restitui ultimul ban. Cuvântul Domnului, la modă ție, Hristoasă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi confrați într-o preoție, iubiți frați și surori în Hristos, dacă cineva se mânie pe fratele său, va fi condamnat la judecată, ne spune Mântuitorul astăzi. A simțit vreodată privirea amenințătoare, plină de mânie a aproapelui? A simțit vreodată îndreptat spre dumneavoastră degetul plin de ură al celui care dorește să ne condamne? V-a simțit vreodată tratați cu indiferență, cu răceală, cu dușmănie de către semeni, mai ales atunci când imploram de la ei ajutor, iubire? Dacă da, înseamnă că am trăit cu toții pe propria piele ce înseamnă lipsa de iubire din relațiile noastre dintre oameni. Am înțeles cu toții cât de important este ca atunci când ne raportăm la aproapele nostru să o facem așa cum ne spune Dumnezeu, cu mai multă iubire. Și dacă transpunem aceste lucruri din prisma chemării noastre, a vocației pe care Dumnezeu ne-o acordă, ne dăm seama că ne comportăm cu iubire atunci când semănăm în jurul nostru viață, iertare. Iar când ne îndepărtăm de chemarea noastră, când refuzăm să-i răspundem Creatorului, ne cufundăm în întuneric, în noapte, într-un abis din care greu ne mai ridicăm. Iată de ce astăzi vă propun ca împreună să descoperim consecințele lipsei răspunsului nostru la chemarea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când noi oamenii refuzăm să-i răspundem Creatorului? Iar punctul de plecare aș vrea să fie semnificația zilei de astăzi, în care Papa Francisc ne invită cu toții să postim, pe toți să postim și să ne rugăm pentru pace în lume, în special pentru pace în două țări, în Republica Democratică Congo și în Sudanul de Sud, acolo unde omul a devenit călău pentru om, acolo unde omul este capabil să-l distrugă pe om. Și ne întrebăm cum de s-a ajuns aici, ce a făcut ca omul să se ridice împotriva omului și să nu mai țină cont de nimic în interesele sale. Răspunsul ne-l dă Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, care spune că a venit să desăvârșească legea, să ducă legea la împlinire, acea lege a iubirii, și ne invită pe noi toți să intrăm la izvorul inimii noastre, la izvorul vieții noastre și să descoperim ce este acolo. Pentru că nu mai este suficient să nu-i facem rău semenului nostru pentru a ne simți în regulă,
ci ne spune Mântuitorul că suntem criminali ori de câte ori în inima noastră nutrim sentimente de dușmănie, de ură, de invidie față de cel de lângă noi. Și aceste sentimente au condus de multe ori omenirea pe căi alunecoase, i-au condus pe oameni să se ridice împotriva oamenilor și să-i ucidă. Și ne rugăm astăzi ca acei oameni care seamănă război, care seamănă distrugere, să reușească să descopere în cei neajutorați, în cei lipsiți de apărare, să descopere chipul fratelui de lângă ei. Istoria aceasta de dușmănie dintre om și om nu este însă doar una din zilele noastre, ci încă de la începuturile lumii, încă de la începuturile istoriei, avem multe momente în care omul nu răspunde vocației sale, chemării pe care Dumnezeu i-o aduce, și atunci se transformă pentru cel de lângă el în călău. Este exemplul lui Cain, pe care îl putem defini omul care nu răspunde, nu răspunde nici lui Dumnezeu, nu răspunde nici semenilor săi. Știm cu toții această istorie a acestui fiu al lui Adam, o istorie care este într-un mod de neseparat împletită cu istoria fratelui său Abel, de care este legat printr-o invidie de manual, am putea o numi. Și la baza acestei invidii se află privirea binevoitoare a lui Dumnezeu, care s-a îndreptat spre jertfa fratelui său Abel, iar spre jertfa sa nu a privit. Și atunci Dumnezeu iese și îl întreabă de ce se mânie, de ce este mânios. Însă Cain nu răspunde. Și nu răspunde pentru că nu-și dă seama de un lucru, nu-și dă seama că Dumnezeu alege conform principiilor sale, nu conform principiilor omului. Dumnezeu, dacă privim Sfânta Scriptură, îl alege mereu pe cel mai slab, pe cel lipsit de apărare, pe cel golit de sine. Îl alege pe cel pe care poate să-l umple cu harul său, pentru ca apoi omul să nu-și poată aroga vreun drept sau vreun merit asupra a ceea ce realizează. Însă Cain este orbit de invidie și nu-și dă seama de acest lucru. Este ceea ce se întâmplă uneori și în viața noastră, când invidia ne întunecă privirea și ne determină să nu vedem atâtea haruri pe care Dumnezeu ni le dă nouă, ne determină să nu vedem binefacerile cu care Dumnezeu ne binecuvântează, dar să privim spre semenul nostru cu invidie, crezându-l mai binecuvântat de Dumnezeu, mai ajutat de cel prea înalt. Cain nu răspunde întrebării lui Dumnezeu, de ce ai chipul mânios, de ce ai fața posomorâtă? Și Dumnezeu îl atenționează că dacă faci binele, nu ai de ce să nu mergi cu capul ridicat. Însă dacă faci răul, păcatul stă cuibărit la ușa inimii tale. Și acest păcat cuibărit la ușa inimii lui Cain nu este inert, nu este lipsit de putere. Și la un moment dat înarmează brațul lui Cain și îl face să se ridice împotriva fratelui său. Invidia devine criminală și vine o altă întrebare a lui Dumnezeu. Unde este Abel? Unde este fratele tău? Însă Cain refuză din nou să răspundă sau dă un răspuns fals. Nu știu, sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Este momentul când Cain dezvăluie de fapt ce se află la baza crimei sale, o descotorosire de Abel, nu atât în momentul în care ridică mâna sa asupra lui, cât în momentul în care nu-l mai consideră ca frate și nu se mai simte responsabil de viața lui. Este misterul fiecărei vocații, pentru că fiecare dintre noi, chemați fiind de Dumnezeu, suntem făcuți responsabili, responsabili de viața celui de lângă noi și nu putem să-l tratăm cu indiferență. Cel de lângă noi este ca un fel de întrebare care ne interpelează zi de zi și vom reuși să îi răspundem semenului nostru și lui Dumnezeu doar în momentul în care vom împărtăși cu el povara vieții sale.
Îl vom considera ca pe fratele nostru doar atunci când spatele nostru va simți greutatea poverii vieții semenului nostru. Atunci ne vom împlini vocația, atunci vom fi cu adevărat responsabili, vom fi capabili să dăm un răspuns purtând povara celui de lângă noi. Însă Dumnezeu îi aduce aminte lui Cain de fapta sa. Ce ai făcut? Sângele fratelui tău strigă la mine din pământ. Iar răspunsul lui Cain la acest apel al lui Dumnezeu ne arată de fapt concepția sa despre viață. De acum va trebui să fug de chipul tău, va trebui să mă ascund, pentru că oricine mă va vedea, va dori să mă ucidă. Este tentația omului de la început de a fugi din ochii Creatorului, de a crede că se poate ascunde de cel prea înalt, de a crede că pe pământ sau în cer există un loc unde privirea lui Dumnezeu nu ajunge, de parcă Dumnezeu ar porni în căutarea omului asemenea unui braconier pentru a-l vâna și pentru a-l pedepsi. Dar nu, Dumnezeu îl caută pe omul care fuge de el tocmai pentru că dorește să-i dăruiască viață, o viață deplină, și continuă să-l cheme, să-l recheme și să-l cheme până când omul înțelege cu adevărat planul lui Dumnezeu pentru viața sa. Ce înseamnă oare semnul pe care Dumnezeu l-a pus pe fruntea lui Cain, dacă nu apartenența creaturii la Creator și dorința lui Dumnezeu ca toți fiii săi să aibă viață, indiferent dacă răspund sau nu la chemarea sa, până atunci când fiecare își va da seama de darul pe care Dumnezeu îl face. Așadar, istoria lui Cain ne interpelează și pe noi, iar un scriitor rus, Nicolae Berdiaev, continuă această istorie într-o carte de-a sa și pune pe buzele lui Dumnezeu următoarea întrebare: ce ai făcut cu fratele tău, Abel? O întrebare pe care Dumnezeu nu i-o mai adresează lui Cain, ci o adresează lui Abel. Dumnezeu îl interpelează pe Abel și îl întreabă despre ce a făcut cu Cain. Este puțin ciudat, nu-i așa? Însă în această întrebare, spune acest filozof rus, stă capacitatea, în răspunsul la această întrebare, determinăm capacitatea noastră de a lua asupra noastră povara celuilalt, de a fi responsabil cu viața celuilalt. Și ne spune că, la sfârșit, Dumnezeu va adresa aceeași întrebare tuturor celor care se cred a fi Abel, tuturor celor care au suferit violența și nedreptatea semenilor lor, pentru că Abel nu poate să rămână indiferent la mânia și la invidia lui Cain. Trebuie să ia și el atitudine. Și dacă ar fi să explicităm această întrebare pusă pe buzele lui Dumnezeu, am putea crea următorul dialog între Dumnezeu și Abel. Tu care ești bun, tu care ești de partea celor drepți, tu care, așa cum se zice împrejur, ai suferit din cauza mâniei violente a fratelui tău, tu ce ai făcut pentru fratele tău? Ai reușit să îl ajuți cu ceva? Ai reușit să vii în întâmpinarea nevoilor fratelui tău? Ai reușit ca la început să faci ceva pentru ca mânia sa să nu se nască? Sau mai apoi pentru a opri acea invidie criminală? Sau măcar ai încercat să nu faci ca întreaga responsabilitate să cadă pe fapta sa? Te surprinde? Însă să știi, dragă Abele, că și tu ești responsabil de crima lui Cain. Nu ai auzit niciodată de violența tăcută și foarte moale a celor drepți sau de mândria insuportabilă a celor care respectă orice lege, orice literă din lege? Ei cerut vreodată iertare lui Cain? Ei cerut vreodată iertare pentru că nu a ieșit cu iubire în întâmpinarea sa? L-a iertat? Dacă crezi că nu ai pentru ce să-i ceri iertare, atunci te înșele amarnic, dragă Abele, pentru că dreptatea ta s-ar putea să fie una aparentă, dacă nu chiar ipocrită.
Cred că cu toții, toți creștinii, trebuie să aibă curajul să-și pună astfel de întrebări punctuale pentru a descoperi cu adevărat cine suntem, pentru a descoperi unde ne aflăm și pentru a nu ne amăgi, crezând că suntem asemenea lui Abel, nevinovați, și în schimb ne comportăm asemenea lui Cain. Dumnezeu ne cheamă, ne revine nouă datoria să răspundem, să fim responsabili, să împărtășim cu ceilalți povara lor, să luăm asupra noastră greutatea pe care ei o poartă, pentru că doar astfel ne vom împlini cu adevărat vocația, fiind responsabili împreună cu ceilalți. Și știm că suntem greșitori, că suntem slabi. De aceea să-i cerem Domnului astăzi ca să fie El străjerul inimii noastre, ca în inima noastră sau din inima noastră să nu intre și să nu iasă niciun gând rău cu privire la aproapele, să înceteze orice critică nefondată și orice bănuială care ar putea să lezeze buna faimă a aproapelui nostru. Să-i cerem să fie El sigiliul gurii noastre, astfel încât să îndepărtăm din viața noastră orice murmur și orice cuvânt care nu își are locul. Și mai ales să îi cerem să ne ajute să nu scoatem pe taraba lumii confidențele pe care aproapele nostru ni le transmite. Să-i cerem Domnului să semene în măruntaiele noastre fibre de delicatețe, de gingășie, pentru a ne putea comporta unii cu alții cu iubire și astfel să răspundem vocației noastre împreună ca o comunitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.